Autoritățile sanitare sunt în alertă după ce o persoană a murit, 8 a orbit, iar alte 4 au fost supuse la intervenții chirurgicale de extirpare a globilor oculari. Suferințele cumplite sunt asociate cu utilizarea unei mărci de picături de ochi produse în India. Pacienții au fost infectați cu tulpina rară a unei bacterii depistată în flacoane. Mai grav, bacteria e rezistentă la orice tratament. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite a lansat o prima alertă luna trecută, când picăturile pentru ochi au fost retrase de pe piață. Între timp, numărul cazurilor identificate a crescut. Simptomele includ secreții la nivelul ochilor, durere sau disconfort, vedere încețoșată și o sensibilitate crescută la lumină, relatează știrile ProTV.ro.